Salutare! Am un colet de la Agrovaru. Că probabil am factura. Pe Enache Mihai. Ia să vedem, ăștia-s la fel? Mai apropiați ăștia. Și dacă sunt mai apropiați ăștia, o să frece pe tablă. Ceea ce nu-mi place. Poate doar ăla. Tot sunt la fel. De aici. Aici sunt la fel. Câte patru. Da, staciași, rahat. Am luat multe jucării. Și aici am niște bolțuri pentru... Bolțurile care țin cuțitele de... Cuțitele la cositoarea turcească. Asta trebuie să-i le dau lui tata, că el se ocupă de cositoare. Așa. 13. E 8.40 fără TVA, mă. Yeah, I guess, am dat vreo 2000 de ani pe asta. Nu-mi trebuie factura, sincer. Trebuie să mă apuc de treaba. Să remontez. Singura chestie care nu-mi place că sunt prea apropiat este. Dar asta e, o să le pun mai întâi pe astea care le am. Și apoi restul o să pun din aia. N-am ce să fac. Trebuie să mă apuc de treabă acum. Am de lucru. Cam înghesuit aici. Hai să vedem. Da, nu prea vine. Nu. Haide mă, intră aici. Vine așa. Se așează cum trebuie. Aha. Am găsit tehnica. Și asta vine așa. Și vine băgat, uite așa. Și aici vine pe uriță. Mm-hmm.
Așa. Gata, mai am unul aici. Să mai strâng. Așa. Dacă nu aș avea chestii în cap aici, ar fi mai ușor de treaba. Așa. Nu o să le strâng, doar le pun așa de formă ca să le bag și pe alea de jos și apoi le strâng pe toate, că uite aici am uitat să desfac una. Caut, cred că ridicători din ăștia mai lați un pic. De fapt, ăsta văd că e ok aici. A, e ok ăsta, da. Dar la altul nu, stai. Că nu l-am pus palanca. Ar intra unde trebuie. Gata. Așa.
oricum mai ușor nu o să meargă, fiindcă sunt piulițe autoblocante și astea oricum ar fi nu merg ușor. Cred că era bine dacă aveam pistolul de cu aer. Dar chestia e că face gălăgie compresorul ăla și mă enervează. Asta dacă ne scoate plângitorul, mai face viața mai ușoară. Așa. Să vedem, mai avem unul aici. Am ceva ridicător de schimbat. E, și dacă nu mi-ar suna telefonul, ar fi super. Asta e taică-mea, cred că. Taică-mea sau maică-mea. Family Guy. Ta-ra-ra-ra-ra. Ra-ra-ra-ra-ra. Ra-ra-ra-ra-ra. Ra-ra-ra. Sigur mă întreabă dacă mănânc. Dar eu nu mănânc, fiindcă sunt la cură. Trebuie să dau bine pe cameră și încerc să mănânc mai puțin. Nu, glumesc. Trebuie să slăbesc. Am vreo 95 de kg. Și trebuie să le dau jos cumva. Și o piuriță. It's a family guy. Tirim-tim. Azi a fost foarte cald afară. A fost vreo 20 de grade. Mi-am mutat gazonul semănat. Aveam niște gazon rămas într-o pungă și în toamnă, târziu, oricum, când erau temperaturile alea ridicate, l-am aruncat unde am băgat eu niște pământ să mai ridic un pic terenul și l-am aruncat acolo. Și am stat dacă au tot fost temperaturi din astea ridicate. A început să dea. Și am zis că dacă tot dă, l-am udat un pic ca să să fiu sigur că se prinde. Băi, dar ce se întâmplă? Ține ridicătorul ăsta, mă arăt. A, dar mai aveam de pus una aici. Dai că pun și pe aia acolo. Am crezut că am ridicătură în dreptul la fiecare bandă, dar se pare că nu. Deci eu puteam să dau o bandă, dau o bandă, nu, jos. Dar am ales să le dau pe toate. Place să muncesc, eu mai... Da, nu vreau
să răspund. Nu ai chef să răspund acum, eu fiindcă sunt ocupat cu ansamblatul la balotier. Where's the hole? Aha. Am văzut Viorica. Da, cred că înțelegeți voi ce fac eu acum. Ce îmi bat capul azi. Mama. Am pus ceva. Da, mai am. Câteva de montat. Am 4 de astea de montat. Din câte șuruburi am. Așa. Acum mă descurc bine. Le-am montat destul de repede. Nu m-am chinuit prea tare. Păi trebuie să mă bag de sub, să-i bag șuruburile de jos. După ce bag șuruburile de jos de la benzi, bag pistolul. Da. Mai trebuie o piuliță cu autoblocant ca să pot să pun și ultimul colț. Mai trebuie un colț să-l pun, să-l montez. Și dacă aveam piuliță cu autoblocant, îl montam. Dar nu am. Ăsta e 650. Părți, da, 650. Și ați dai seama că e 650. Da, dacă mai aveam și piulița aia, terminam și-o de montat pick-up-ul. Dar nu te, așa că o să pun asta. Cum vine înăuntru. Iar i-am jignit pe cei cu 650. Iar îmi aud hate. Dar asta este. Să vedem prea sus. Undeva cam așa. Într-un șurub pe jos acolo. Că vreau ca ăsta să-mi ajungă la cuplă și de dedesubt să-mi vină cardanul.
și valotul era 3 mai ridicat de jos. O să văd eu când o să o agăs la tractor. Poate mai, o mai reglez. Până atunci va trebui să strâng astea bine, oricum. Ia să vedem. 27 cred că era. Și încă un 27. Aveam o inelare de 27. Uite aici a ajuns. A, nu-i 27, mă, 24. Da. 24! Where is the 24? Asta e. Mi-am luat o trusă de chei din astea negre. Rusești, bulgărești, să le adună cu ce sunt. Am dat vreo 60 de lei pe ele. E destul de ieftin, e. Să văd acum cât mă țin. Asta. Deci mai pe cheia asta inelar am dat 30 de lei și un set din astea alte până la 32. Am dat 59. Adică diferență. Acum nu știu ce să zic. Care va fi mai bună? Fac treaba cu ele, e perfect. Ce sâmbătă să fie mult cu balotiera? Adică să termin mecanic vorbind. Și după aia vreau să mă apuc să vopsesc tablele astea și să le îndrept. Le-am va trebui puțin mai mult timp. Și garajul gol. Ca să pot să le întind. Asta vreau să o termin. Să pot să o dau afară. Strâng. De jos. Aici mi-a plăcut că a fost strâmb ăsta, dar nu pot să-l îndrept decât cu un baros destul de mare și aș putea să-i frec una și după aia când o agăț sau ceva să stea fixă. Asta pentru azi. Pe final rămâne valabil giveaway pentru membrii canalului. Deci giveaway este doar pentru membrii canalului. Doar trebuie să-mi ziceți că ia să vedem ce să vă dau azi. Hai să vă zic acum.
You can never have too many tractors. Un blue, un hanorac negru XL cu You can never have too many tractors. Dacă sunteți membru, lăsați în comentariu că vreau bluzon și eu voi alege unul dintre voi și vă voi da bluzon. Chestia e că bluzonul este XL. Așa că, dacă sunteți mai micuți, nu o să vi se potrivească. Dar, voi lăsați în comentariu acolo. Eu nu mă supăr și vă dau bluzon. Vreau să mă scap de ele. Am 5 bluzoane și niște tricouri și vreau să mă scap de ele. Așa că le dau la giveaway pentru membrii canalului. Cam atât pentru azi. O zi bună, baftă!